Accidentul a avut loc pe un drum județean după amiaza, când traficul nu era aglomerat. Șoferul unei auto utilitare nu s-a asigurat însă în timpul unei manevre și a fost lovit în plin de un autocamion. Nu știu, deci camionul a zis că i-a întors din față de aici și n-a putut să-l evite și l-a acroșat frontal. Adică frontal, lateral, pe ușă. A venit ăla, a vrut să oprească acolo și ăla a intrat în el. În urma impactului violent, șoferul autoutilitarei, dar și pasagerul de lângă el au fost grav răniți. Aceștia au fost transportați cu ambulanța la spital. Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că evenimentul rutier s-a produs pe fundul neasigurării la efectuarea virajului la stânga de către conducătorul autoutilitarei, care apoi a intrat în coliziune laterală cu autocamionul. În urma evenimentului, a rezultat rănirea gravă a conducătorului autoutilitarei și rănirea ușoară a pasagerului. Pe durata anchetei polițiștilor, traficul în zona a fost restricționat o jumătate de oră pe ambele sensuri de mers.